Sănătatea ochilor este la fel de importantă ca sănătatea întregului organism. Vorbim astăzi despre o afecțiune cauzată de îmbătrânirea retinei și alături de mine se află doamna dr. Claudia Preoteasa, medic specialist oftalmolog la Centrul Medical Renașterea. Bună ziua, bine v-am găsit! Bine ați venit! Odată cu îmbătrânirea, odată cu creșterea în vârstă, apar și diverse probleme medicale. Și ochii sunt afectați și am ales astăzi să ne povestiți de această afecțiune care este cauzată de îmbătrânirea retinei și pentru care pacienții trebuie să știe să se prezinte din timp la medic ca să aibă soluții cât mai adecvate. Ce este această afecțiune și de ce este cauzată? Da, este vorba despre degenerescența maculară legată de vârstă, care, așa cum îi spune și numele, este o afecțiune degenerativă, o îmbătrânire, așa cum a spus noastră, a regiunii centrale a retinei, și anume a maculei, macula care ne dă acuitatea vizuală maximă. Afecțiunea apare de regulă după vârsta de 50 de ani, cu un vârf de incidență în jurul vârstei de 80 de ani, fiind principala cauză de pierdere irreversibilă a vederii la această grupă de vârstă. Înțeleg că există mai multe tipuri de degenerescență maculară și bănuiesc că și simptomele sunt diferite în funcție de tipul de care suferă pacientul. Da, în linii mari există două forme principale de degenerescență. O formă uscată sau non-exudativă, forma majoritară, întâlnită cam în 90% din cazuri, cu evoluție lent progresivă. Forma umedă, cea de-a doua formă de boală, este mai rar întâlnită, însă se asociază cu o evoluție mult mai agresivă și cu o pierdere mai accelerată a vederii. Acum, referitor la simptome, trebuie știut faptul că boala evoluează mult timp asimptomatic. Motiv pentru care apariția simptomelor tipice de tipul pierderea vederii centrale sau deformarea contururilor și a liniilor drepte se asociază cu o formă deja avansată de boală. Când ar trebui să se prezinte pacientul la medicul specialist oftalmolog și cât de important este să vină la timp, pentru că știm, de obicei ajungem târziu la medic? Da, e important ca toți pacienții să efectueze un consult oftalmologic anual, chiar și în lipsa simptomelor, pentru că am văzut că boala evoluează inițial asimptomatic. Consultul trebuie să conțină în mod obligatoriu un fund de ochi cu pupilă dilatată și eventual un test Amsler. Dacă la examenul fundului de ochi se evidențiază leziunile caracteristice bolii, conduita ulterioară și implicit frecvența monitorizării se stabilesc în funcție de gravitatea leziunilor identificate. De asemenea, este important să educăm pacientul să se autotesteze la domiciliu prin acoperirea fiecărui ochi în parte, iar când observă că vederea centrală a scăzut sau că vede deformat, să se prezinte în cel mai scurt timp la medicul oftalmolog. Deci primul pas pentru stabilirea diagnosticului este acela de a merge la un consult medical. Deci ajunge pacientul în cabinet, începe discuția și apoi este nevoie de ce tip de investigații? Păi diagnosticul este un principal clinic, pe baza fundului de ochi, când evidențiem anumite leziuni caracteristice de tipul drusenilor, modificări de epitel pigmentar retinian sau alte tipuri de leziuni mai grave. Însă, pentru a obține o imagine mai detaliat, mai profund a retinei, pentru a evalua corect severitatea bolii și pentru monitorizarea eventualului tratament, este necesar, bineînțeles, o explorare auxiliară de tipul tomografie în coerență optică, OCT-ul, angioflorografie sau, dacă avem la dispoziție, un angio-OCT. Ce soluții de tratament există pentru această afecțiune? Din păcate, nu avem un tratament curativ. Pentru forma uscată de boală, tot ce putem face este să încetinim oarecum progresia cu ajutorul troficelor retiniene. Acestea sunt complexe de vitamine special concepute pentru protecția retinei. Pentru forma umedă însă, la momentul de față, terapia de linia întâi este reprezentată de injecțiile intravitrene cu o substanță numită anti-VEGF. Aceasta inhibă acele vase anormale care se dezvoltă în retină și duc la forma umedă de boală. Sunt folosite în momentul de față trei tipuri de substanțe. Una dintre aceste substanțe a fost introdusă de aproximativ un an și în sistemul nostru de asigurări de sănătate, deci este compensată ceasă și pacienții pot beneficia de tratament gratuit. Substanța se administrează într-un ritm de 3 injecții la interval de o lună fiecare, iar rata ulterioară de administrare depinde de evoluția fiecărui pacient în parte, cum răspunde el la tratament. Dacă pacientul nu ajunge la medic și lasă boala să evolueze, unde se poate ajunge? Este de înțeles că se ajunge la orbire, în lipsa unui tratament și a unei monitorizări corecte. Chiar și
Câteodată, chiar și cu tratament, evoluția poate să fie defavorabilă. Dar de cele mai multe ori, odată cu apariția injecțiilor intravitrene, răspunsul la tratament este destul de bun. Deci asta se... dacă pacientul vine din timp. Da. Dacă pacientul vine din timp, complicațiile pot să fie foarte mult întârziate și atunci soluția este una extraordinară. Diferența între a ajunge la orbire și a putea să-ți păstrezi puterea de a vedea. Vă mulțumim foarte mult, doamna doctor, și cu siguranță să mai revenim la dumneavoastră și pentru alte subiecte ce țin de oftalmologie și sănătatea ochilor. Așa.